sfărâmiciosul sau crumble cu mere și mure? Crumble cu mere și mure, da, da, da. Se decojește continuu, după care se împarte în patru bucăți. Se curăță de cotor și se pune într-un bol. Se stropește de fiecare dată cu lămâie, pentru că vitamina C este bună pentru tine. Se face un mare munte, un mare munte de mere. Granny Smith, cele mai bune. Călim merele, punem o lingură de apă, habar n-am de ce, dar se pune că, ci că e secret. Și puțin unt și merele, evident. Acum peste ele se mai poate pune zahăr, dacă vrei. Dacă nu, e totul ok. Se mai pune și niște coajă de lămâie. Și se mai pune și zeama de la lămâie, toată zeama de la lămâie. Apăsați cu putere și dați focul încet. Amestecați puțin și lăsați cu capac să se coacă până când zeama nu mai există. Acum crumble-ul. Crumble-ul se face evident cu făină, zahăr și niște scorțișoare. Amestecați cu mânuțele. Haideți, toată lumea cu mânuțele să amestecăm. Gâdilați aluatul. Se pune untul și acum din nou frecați între mâini până când devine omogen și așa ca o cocă sfărâmată, uscată. Se încinge cuptorul și băgați coca la frigider. Acum ne mai uităm un pic la mere. Vedem că fierb și le lăsăm până când rămân fără zeamă. Acum că au rămas fără zeamă, le punem într-o tavă. Le punem într-o tavă și punem mure pe deasupra. Uniform, frumos. Excepțional. Acum luăm de la frigider crumble-ul și îl presărăm pe deasupra, cu o furculiță îl netezim și băgăm la cuptorul pe care l-am preîncălzit la 200 de grade. Acum mai facem și o supă de asta albă, cine avea. Și gata, asta e, pe crumble-ul. Îl punem într-o farfurie. Punem acest sos alb de vanilie și mâncați cu linguri mari, cu linguri mici